Gata! Suntem la televizor? Ești sigur? Stai așa să vezi ce zic acum, ești nebun. Pentru prima oară la Poliția Muzicii nu voi comenta o piesă, ci o reclamă. Și domnul Andy Moisescu, dacă nu-i convine, să comenteze și el o piesă și gata, drec, ceata. Este vorba despre reclama la o gumă de mestecat în care apare connector. 2, 3, 4. Marius, Marius, așa se respiră la sală. Începem cursurile de respirat cool. Fii atent, mesteci două pastile de gumă. Așa, mestecă, mestecă, inspiri și expiri prospectiv. Ai învățat să respiri cool. Acum, exersează și cu Maria. Încearcă și tu noua gumă de mestecat. Inspiră și expiră prospețime. Reclama este greșită de la bun început în atâtea sensuri. Un tip face abdomene ajutat de o fată, lucru care nu se va întâmpla niciodată într-o sală de fitness în viața reală. Și dacă nu era de ajuns că pompă nu e în stare să facă singur abdomene, îi mai duhlește și trompa, iar în momentul în care se apropie prea mult de Maria, domnișoara instructor, ea îl crâpește. Pata. Pata. Acum, ea pare genul de femeie cu atitudine care poate să facă bărbații să joace, să danseze după cum le cântă ea. Dar un angajat nu își va cârpi niciodată clientul doar pentru că i-a fătat pisica în gură. Și apoi apare connector. Dacă vreodată vă întâlniți cu el la sală, să nu acceptați niciun sfat din partea lui, dar niciodată le dă pe cele mai proaste. Marius, Marius, așa se respiră la sală. Marius, Marius, așa se respiră la sală. Începem cursurile de respirat cool. Fii atent, mesteci două pastile de gumă cu... În primul rând, dacă te duci la un bărbat să explici ceva, nu-i pui mâna pe piept așa cum o face connector. Sau o faci doar dacă e sigur că și el simte la fel pentru tine. Adică doar dacă ești sigur că e fan The Other Direction, nu? Și în al doilea rând, nu-l înveți pe om să mestece gumă la sală. Asta te învață de mic. Nu mesteci gumă când faci sport, că te neci și mori. Așa, așa. Mestecă, 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 mestecă. Iar treaba, iar treaba cu două pastile e marketing pur. Mănânci câte două, se termină pachetul mai repede, dai banii pe altul. Că dacă era nevoie de două gume să nu-ți mai troznească trompa hazna, făceau din start o gumă cât două. E ca la femei, ta invers. Păi, dacă aveam nevoie de două, îmi luam două. Nu trebuie să bagi în tine ca vaca. În final, după ce connector îl învață prost ce are de făcut, una, două, pămpă se pupă în gură cu Maria. Exersează și cu Maria. Încearcă și tu noua gumă de mestecat. Inspiră și expiră prospețime. Exersează și cu Maria. Încearcă și tu noua gumă de mestecat. Inspiră și expiră prospețime. În viața reală, două gume nu te vor face pe tine mai atrăgător și nici pe Maria nu vor excita în halul ăla. Singurele lucruri pe care trebuie să le mănânci ca tu să fii mai atrăgător și Maria excitată sunt cărțile! Mai ales dacă ești urât și nu ai bani. Ce ai făcut, boss, cărți? Mai bine îmi fac singur, drag. Un alt artist care s-a orientat vara asta către igiena personală, mai exact către barba sa, este Marius Moga. El a cântat live la Radio Zoo, acolo unde am și eu o emisiune. Nu mai am emisiune. Dar de ce nu mai am emisiune? Nu știu. În fine, hitul verii pe barba mea. Cred că am înțeles secretul. Pe banii mei, pe barba mea, da. Tot ce-am făcut, tot ce-am făcut în viața mea. Foarte frumos, foarte frumos. Singura problemă e că Marius Moga a încurcat versul. Fii atent. Vreau să vă zic ceva foarte important. N-am reușit, de când am lansat piesa asta, să cânt primele două versuri fără să mă încurc. Nicăieri. Nicăieri, mă, băiatule, deci nu pot. Cei drept, Moga a fost simpatic, s-a scos frumos, însă ar putea să-i ceară un sfat lui connector. Marius, 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 Marius. Așa se cântă la radio? Ce-am încercat?
Mereu am curățat. Și așa o emisiune frumoasă aveam. Piesa pe care o pun astăzi pe repeat vine de la The Script și se numește Superheroes. You know, a heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. It's all superhuman stuff. Și o voce de radio. Poliția muzicii se oprește aici, eu sunt Sebastian Coțofană, ne împrietenim mai tare pe site și pe pagina mea de Facebook. Până data viitoare, nu uita, tot ce cânti poate și va fi folosit împotriva ta.